Salut! În cele ce urmează, voi încerca să vă prezint pe scurt noua tabletă a celor de la Acer, Iconia 1810, ce m-a determinat să o cumpăr și impresiile mele în ceea ce privește utilizarea ei. Personal, folosesc tableta mai mult pentru browsing pe internet și pentru citit. Am acces și la un iPad, însă mi-am dorit o tabletă care să aibă un plus în ceea ce privește portabilitatea. De asemenea, un aspect urmărit era acela de a o putea folosi pe post de navigator auto, pentru a înlocui astfel navigatorul dedicat Mio pe care îl aveam cu unul care să-mi ofere un ecran mai mare și mai capabil din punct de vedere al luminozității. Inițial am avut o tabletă de 7 inci în formatul deja consacrat de 6x9. După câteva luni de utilizare am ajuns la concluzia că îmi doresc totuși altceva. Pentru că deși condițiile privind portabilitatea și navigația auto erau îndeplinite perfect și puteam chiar să vizionez și filme în condiții bune, navigarea pe internet nu era tocmai leznicioasă, dată fiind dimensiunile, ceea ce mă făcea să las de multe ori tableta la o parte și să apelez ori la desktop-ul clasic, ori la iPad-ul care avea ecranul mai generos. La fel, la citit preferam formatul oferit de Kindle, care, deși are o diagonală mai mică de 6 inci, îmi oferea o experiență superioară în ceea ce privește cititul. Nu atât datorită luminozității, care evident pe timp de zi este un element decisiv. Dar seara, când obișnuiam să citesc de pe tabletă, formatul de pagină nu era la cu care eram obișnuit atunci când citești o carte din hârtie. La tableta asta de 7 inci, pagina îmi părea cumva mai îngustă decât mi-ar fi plăcut. Apoi am avut ocazia să mă joc puțin cu un iPad mini. Da, am văzut că era cam ceea ce îmi doream. Formatul de 4x3 mi se părea perfect pentru citit o carte electronică, iar în ceea ce privea vizualizarea paginilor de internet, ei bine, diferențele îmi plăceau, erau substanțiale față de tableta de 7 inci. Sigur, ecranul avea o rezoluție mai mică decât aparițiile recente din categoria 7 inci. Și aici mă refer la cunoscutele Nexus 7 și chiar la ThinkPad-ul celor de la Asus. Însă în ceea ce mă privește, diferența o constatam atunci când puneam tabletele una lângă alta. Pentru că altfel, rezoluția de 1024x768 pe care o are iPad-ul mini mi se părea suficientă pentru acest tip de ecran. Am constatat însă și ce nu mă mulțumea. iPad-ul mini nu avea GPS. Faptul că aveai posibilitatea de a te conecta doar prin Wi-Fi, nu și prin 3 sau 4G, îl puteam accepta, căci în caz de nevoie aș fi putut face tethering de pe telefon, de pe smartphone. Însă lipsa GPS-ului și ideea de a pleca în vacanță ghidat de un navigator cu ecran mai mic nu prea îmi surâdea. Desigur, exista varianta iPad-ului, care venea și cu iPad-ului mini, care venea și cu GPS și cu 4G, însă prețul deja îmi depășea bugetul prevăzut pentru upgrade. Din fericire, exact în perioada în care oscilam în luarea unei decizii, am primit un newsletter în care era prezentat pe scurt nou model de la Acer. Ăsta de-abia intrase la noi în țară, deocamdată nu l-am văzut decât la vreo 3 firme. Și modelul mi s-a părut interesant, părea a fi o replică de buget a iPad-ului mini. O ofertă ce mi se potrivea din punctul ăsta de vedere de minune. Nu știu dacă exact asta au gândit-o cei de la Acer. Însă aveam în față propunerea unei tablete cu un ecran ce oferea aceleași caracteristici fizice cu ale iPad-ului mini. Aceleași dimensiuni și aceeași rezoluție. În plus, chiar dacă conectarea la internet nu se poate face decât prin Wi-Fi deocamdată, tableta are GPS. Și uite așa, nu mai lungesc că am ajuns să cumpăr această tabletă. Din punctul meu de vedere, Acer Iconia 1810 este o tabletă cu un foarte bun raport între calitate și preț. E un echipament ce la noi costă aproximativ 200 de euro, prevăzută cam cu tot ce ai nevoie, astfel încât să nu simți că utilizezi o tabletă ce în ceea ce privește prețul se apropie de cel al tabletelor cu buget mai mic, de buget mai mic. Iar echiparea sa, motorașul, serios, chiar nu e de neglijat, vorbim de un procesor quad-core. Hai să vedem însă mai în amănunt despre ce este vorba. Cutia în care se livrează tableta este din carton. Imită lemn, nu știu dacă se vede atât de bine camera asta cu care o folosesc, eu nu-i grozavă.
Pe ea găsi mai multe poze care evident doresc să simbolizeze la ce o putem folosi. Vine tableta însoțită de un set minimal de accesorii. Mi-ar fi plăcut să găsesc înăuntru un suport de parbriz, un alimentator de mașină, că doar vreau să folosesc tableta asta la navigat. În plus, să nu uităm că există tablete ieftine românești de 7 inci care oferă aceste accesorii în kitul de bază. Dar nu numai asta, nu găsești. Nu găsim nici o pereche de căști, oricât de nepretențioase ar fi fost acestea. Și ele, să știți, chiar o să fie necesare, pentru că sunetul tableții, ci din păcate lasă de dorit. De fapt, în cutie vom găsi doar un cablu, iată-l, micro USB, care va folosi la conectarea la PC, cât și la alimentarea tabletei prin intermediul alimentatorului care se bagă în priză. Ăsta este un alimentator destul de masiv. Iată-l. După cum vedeți, este destul de mare. Se montează astfel. Avantajul este că poți, atunci când te duci în afară, să te adaptezi mai ușor cerințelor de alimentare de acolo. Este de fapt un transformator cu aspect modular, dar cum să zic, aș fi preferat un alimentator din ăla mai micuț, care să fie mai ușor de manevrat. Legat de alimentare, e important să știți că tableta se poate încărca și de la calculator, prin cablu USB. Însă timpul necesar este ceva mai mare și chiar am citit niște comentarii care spun că încărcarea e posibilă în acest fel doar dacă tableta se află în standby. Nu pot să confirm asta pe deplin. Eu am folosit-o pentru navigare și conectată la PC și am obținut creștere în acumulator. Nu mare, dar mă rog, cel puțin am fost pe plus. Urmează să încercați și voi chestia asta. În ceea ce privește designul, ce să zic, atunci când pui tablețica asta lângă Nexus-ul 7, de exemplu, ea pare mai greoaie, mai puțin atrăgătoare. Dar, na, aceea senzație o aveam și cu iPad-ul. Cred că e de vină formatul ecranului. Asta îi răpește din zvelteța pe care ți-o oferă un ecran de 6x9, în format 6x9. Dar veți uita de asta atunci când o să vă dați seama că primiți un plus cam de 35% la zona vizibilă. Și asta chiar contează. Cum spuneam, aspectul nu m-a impresionat deloc. Nu vine cu vreo chichiță de design care să-ți facă așa inima să tresalte. El este banal, pătrățoaș, așa cum este 4x3, plasticul este peste tot. Nu-mi place ăsta, de exemplu, capacul ăsta din spate de culoare albă. Nici nu vreau să fac comparație cu cel al Nexus-ului, care e chiar fain. Capacul ăsta de la Acer este la fel de neatrăgător cu al tabletelor de la Samsung, care, vorba aia, sunt plasticari convinși. Sigur, aceste aprecieri sunt subiective. Unora poate le place. Mie nu sunt foarte încântat. De fapt, singurul element estetic așa mai deosebit este banda asta de plastic, care imită destul de bine aluminiu și care aduce un plus de eleganță. Chiar dacă atunci când o privim în ansamblu nu suntem conștienți de asta, e bine când o introducem într-o husă neagră care este confecționată special pentru ea, cenușărea sa se transformă surprinzător și o să avem impresia că e vorba de un echipament suplu, elegant și cu o notă de business incontestabilă. Din păcate, nu veți găsi asemenea accesorii la noi. Ele vor apărea totuși destul de curând, probabil. Însă până atunci trebuie să apelați la prietenul Amazon sau la colegul eBay. Eu am luat-o de pe Amazon UK, atât coperta cât și folia mată, și sunt extrem de mulțumit de ambele. Asta, uite, are și un sistem de blocare ca să nu cumva să-ți alunece cu arici. Are coperțica asta, are un aspect ok, sunt mulțumit, îmi place la pipăit. Și ce să vă zic, mi-a ajuns în 3 zile. Iată cum se transformă. Chiar arată bine, pe cuvânt. Bine, nu prezentăm acum coperta, dar
E bine să știți că există posibilitatea asta, se face și un stand de, puteți să, să o puneți așa. O clipă să o scot. Grosimea tabletei este de 11 mm aproximativ. Este un pic mai mare decât la, la competitorii Nexus și iPad-ul Mini. Nu, nu este deranjantă. Greutatea e de 398 de grame, aproximativ cu 60 de grame mai grea decât Nexus-ul. Cu 80 față de Asus și cu 90 mai grea decât iPad-ul. E destul de, de mare diferența, mai ales în ultimul caz. Însă, mă rog, e ok. Nu te obișnuiești. E mai greu să o ținem așa într-o singură, într-o singură mână, în, în, în palmă. Dar pe mine... Nu, eu nu țin așa. Eu țin ca pe o carte, o țin așa. Și e foarte bine, e ok. Nu, nu, nu mă deranjează deloc. Hai să vedem ce are tableta la exterior. Pe partea din față nu găsim butonașe pe aici. Ați văzut că acum am început să, să introducă butoane hard producătorii Samsung, de exemplu. Nu, ea n-are decât camera asta frontală de, de 0,3 megapixel pe care o veți folosi la apeluri video. În spate este camera de 5 megapixeli și ceva mai jos este difuzorul. Ambele veți vedea că nu sunt tocmai alea care să ne impresioneze. Mai găsim sigla producătorului și, mă rog, niște etichete aici cu seria de produs. Pe lateral, aici sunt mai multe, mai multe chestii. În partea de jos, aici, iată, avem jack-ul de, pentru audio. Lângă el găsim portul micro USB. În partea de sus, iată, aici este butonul de pornire și ăla de trecere sau ieșire din standby. Pe partea dreaptă găsim perechea de butoane, mă rog, ai impresia că e un singur buton, pentru volum, pentru controlul volumului, slotul pentru cardul micro SD, care se duce până la 32 de, de mega, un orificiu mic care este microfonul, încă un orificiu mic care este cel pentru resetare. Nu este, cum, cum ar crede unii, buton de compensare al, al zgomotelor de fond. Nu, el este atunci când nu mai avem ce face și trebuie să băgăm acul aici să repornim tableta. Și mai avem un, un port micro HDMI. Portul ăsta și chiar și extensia de memorie ăsta, slotul de card, sunt niște mici surprize dacă ne gândim la, la alte tablete care la aceiași bani sau chiar ceva mai mulți nu, nu le au. Legat de portul micro USB, vreau să vă spun câteva lucruri despre care eu nu am reușit să, să obțin informații pe internet și cred că este important să le știți. În primul rând, faptul că la conectarea la PC tableta nu e recunoscută ca dispozitiv USB. De aici decurg niște urmări care mie nu, nu, nu mi-au fost pe plac. În primul rând, Windows-ul înregistrează ca dispozitiv media portabil. Asta înseamnă că nu îi va aloca vreo literă de drive. Dacă lucrați cu Explorer-ul, nu, nu este deranjat. Veți găsi acolo, veți avea acces la el ca la un drive obișnuit. Dacă însă v-ați obișnuit cu Total Commander-ul, așa cum, cum sunt eu obișnuit, deja lucrurile nu mai sunt deloc frumoase, pentru că efectiv nu veți putea folosi acel program și veți fi obligat să faceți operațiile cu fișiere din Windows. Există un plugin pentru Total Commander care oferă accesul la tabletă prin butonul de, de rețea, însă el nu, nu funcționează cum trebuie. A trebuit să abandonez Windows, Total Commander-ul. La fel, mi-a plăcut că nu poți să faci streaming din rețea. Dacă vrei să te uiți la un filmulet aflat pe PC, accesând la anul, păi nu te trebuie să aștepți să se transfere întregul video pe tabletă. Și asta nu e totul, pentru că tableta nu este păstă ca dispozitiv USB, nu veți putea nici să vă conectați cu cablul la portul USB al tunerului auto, pentru a putea să rulați muzica de pe ea. Tableta nu o să fie recunoscută. Și atunci nu îți rămâne decât varianta Bluetooth sau conectarea prin jack-ul ăsta audio.
Altă urmare este că nu veți putea să mutați programele de pe cardul USB, pe cardul USB, mă scuzați. Tableta își gestionează singură resursele și din ce am înțeles își emulează un spațiu comun din ce are la dispoziție ca spațiu de stocare intern și extern. Îmi cer scuze, nu sunt un specialist în alea Androidului, așa că nu intru mai multe detalii. Vorbesc ca simplu utilizator. Toate chestiile astea se pare că decurg din sistemul de operare. Singura chestie este că nu am avut asemenea manifestări pe o tabletă românească, pe un AllView, care folosea un Android nu foarte vechi, 404 parcă era. Acolo conectarea prin USB aducea după sine trei moduri de conectare, fie ca dispozitiv de stocare USB, fie MTP, Media Transfer Protocol, vedea ca pe un media player portabil, fie PTP, Picture Transfer Protocol, ca pe o cameră digitală, ca să fie mai clar. La Iconia au rămas doar ultimile două. Așa a decis Acer. Nu e singurul producător care face astfel. Probabil că atunci când ne conectăm ca dispozitiv portabil, nu trebuie să ne mai facem probleme când facem unmount-ul, ci putem deconecta tabletica fără probleme. Sigur, nu în timpul operațiilor cu fișierele. Este evident, securitatea datelor contează în viziunea celor de la Acer și poate așa este bine, mai mult decât ușurința în utilizare. Alt lucru pe care eu nu l-am găsit documentat legat de USB și cred că e important să-l știți de acum, este că vă puteți conecta cu un stick de memorie USB direct la tabletă, prin intermediul unui conector OTG. Stick-ul o să fie recunoscut imediat ca dispozitiv de stocare extern și conținutul lui o să devină accesibil fără să fie nevoie instalarea unui program suplimentar care să înlesnească conectarea. Vă arăt imediat, pun un pic pe pauză ca să nu vă țin. Așa, iată cablul OTG. Vedem, punem și stick-ul. Și să pornim File Explorer-ul. Sper să reușim să vedeți ceva, să fie cam complicat. Iată, îl recunoaște, se scanează și mi l-a recunoscut, apare ca USB OTG aici și avem conținutul, avem iată, acum rulează de pe stick. Asta e o chestie care este foarte folositoare, vă puteți extinde memoria în felul ăsta fără probleme. După cum spuneam, scoatem fără grijă, nu avem neplăceri. Însă am și o veste rea. Nu o să puteți aveți acces la internet printr-un modem 3G care se conecteze prin portul ăsta, prin portul USB. Tableta nu e 3G ready, cel puțin așa mi-au zis cei care asigură serviciul Acer în România. Și trebuie să-i credem pe cuvânt, așa. Prin urmare, dacă vreți 3G pe tabletă, trebuie să mai așteptați până la apariția modelului A1811, care vine cu 3G incorporat. Sigur, o să coste ceva mai mult. Eu nu am decis să apelez la tethering pentru a mă conecta la internet atunci când n-am acoperire wireless. În final, celor pe care vi le-am zis despre portul USB, vreau să vă atrag atenția că înainte de a vă conecta tableta la calculator, trebuie să descărcați de pe site-ul Acer driverele pentru portul USB. Rulați programul de setup, terminați instalarea lor și abia apoi efectuați conectarea USB-ului. Dacă nu știți exact cum trebuie să faceți, aveți la dispoziție pe YouTube un filmuleț care se intitulează Iconia Android Tablets, How to Connect to a PC. Acolo vi se arată de la A la Z ce pași aveți de făcut. Nu este nicio chestie complicată, nu aveți de ce să vă temeți, e un program obișnuit, un program banal. Numai că asta trebuie să rețineți înainte de a face conectarea la PC, rulați programul de setup.
Și a doua chestie, pentru cei care vă jucați încă cu Windows XP, am încercat conectarea la un astfel de sistem și nu vă spun că am avut câteva zile de săpat ca să văd ce se întâmplă. Cum făceam, cum nu făceam, instalări, dezinstalări, driverul nu mergea până la capăt. Instalarea se oprea, primeam mesajul că el nu se instalează. Pentru a avea succes în chestia asta, trebuie să instalați întâi Windows Media Player 11. L-ați instalat și după aia nu mai aveți nicio chestie, se conectează la fel de bine și la XP. Hai să vorbim despre display și despre sunet. După cum ziceam, avem de-a face cu un ecran de 1024 pe 768 de pixeli. Un ecran de 7,9 inch în diagonală. Avem, deci, 162 de pixel pe inch. Unii vor spune că e puțin dacă se gândesc că Nexus-ul 7 are un impresionant 1280x800, adică o densitate de 218 pixel pe inch. Eu o să-i spun, bine, dar și iPad-ul mini are tot 1024 cu 768. Display-ul beneficiază de tehnologia IPS, astfel încât unghiurile de vizualizare sunt foarte bune, iată. Nu aveți de ce să vă temeți că o să se încețoseze ecranul. Se vede bine. Luminozitatea, la fel, dacă o compar cu Nexus-ul 7, este mai mică. Însă, vă garantez că este suficientă. Eu o folosesc la jumătate din întreaga intensitate în cele mai multe cazuri, cel puțin la interior. La exterior, da, îl dau pe maxim, atunci bate soarele și am nevoie de jumătatea aia nefolosită. Dar în interior chiar mi se pare obositor dacă o folosesc câteva ore în mod continuu la iluminare maximă, mai ales când citești. Ecranul o să vă mulțumească, nu veți simți vreun neajuns din punctul ăsta de vedere. Diferențele nu sunt atât de mari încât să devină deranjante sau frustrante, deci nu vă îngrijorați. Ecranul răspunde perfect la atingere. Cât l-am folosit, nu știu, două săptămâni, nu am avut niciun lag. Merge perfect, nicio încetinire în reacție. Chiar și după ce am pus folia asta mată, care reacționează un pic diferit față de cea cristal. Am înțeles că au fost la început utilizatori care se plângeau de o responsivitate redusă la atingerile ușoare. Eu n-am fost confruntat cu situația asta și oricum Acer a lansat un patch în acest sens. Imediat cum mi-am dat drumul tabletei și a avut conexiunea la internet valabilă, am putut să-l descarc. Ecranul nu beneficiază de protecția pe care ne-o oferă Gorilla Glass. Presupun că e un ecran obișnuit, așa că utilizarea unei folii de protecție devine quasi obligatorie dacă ne gândim că în timp zgârieturile sunt inevitabile. Eu mi-am luat una de pe Amazon, tot ăla din Marea Britanie, că ajunge mai repede, de la o firmă numită CoverUp. Iată, ăsta este pliculețul în care a venit. Vă recomand folia asta cu cea mai mare căldură. E de bună calitate, am pus-o foarte ușor. Băieții au și pe Facebook un filmuleț și te învață cum să o așezi astfel încât să nu rămâi cu bule de aer. La fel a ajuns repede, cam în 5-6 zile, m-a costat undeva pe cam 8 lire sterline, la care s-au mai adăugat vreo 2 lire transportul. Din păcate, cum vă spuneam, nu prea ai alte variante decât să iei de pe site-urile din afară. Eu am ales varianta mată, glossy, pentru că o prefer celei clare, micșorează reflexele și nu e așa sensibilă, iată, la amprente. M-am jucat toată ziua cu ea și nu rămân urme atât de vizibile. Sunetul care e oferit de difuzorul ăsta micuț de aici, mono, face cu greu față unui mediu mai aglomerat cu mai multe zgomote ambientale. Vă puteți folosi de el atunci când sunteți într-o cameră liniștită. Dar altfel veți avea nevoie, după cum spuneam, de căști.
Chiar dacă nu distorsionează în mod deosebit, la acest difuzor de tip ăsta, e clar că nu te poți aștepta la nu știu ce calitate. Asta este. Deci, fraților, luați-vă căști pentru muzică. Sau vă conectați prin Bluetooth la tunerul din mașină și aveți și navigație și fundal muzical. Spuneam Bluetooth pentru că tableta oferă și asta și nu oricum e chiar versiunea 4.0. Profilul pe care îl acceptă este A2DP, Advanced Audio Distribution Profile, parcă asta ar însemna. În felul ăsta și cu un player audio corespunzător, eu folosesc PowerAmp, veți avea un sunet de calitate și ascultatul muzicii va fi efectiv o plăcere. Hai să vedeți. Cam așa se aude. Și ăsta e maximum. Deci, căști, asta e. Tot legat de partea asta audio, tableta prezintă și o personalizare a ansamblului celor două butoane de volum de aici. Ele își inversează funcțiile între ele în funcție de modul în care țineți tableta. Astfel, dacă o țineți în modul portret, butonul de sus crește volumul, iar ăsta de jos îl scade. Sus, jos. Dacă o întoarceți în landscape, rolurile se inversează. Ăsta din de sus, care acum este în stânga, scade volumul. Și celălalt îl crește. E o chestie bună, e interesantă. Hai să-i lăsăm pe White Snake un pic deoparte. Bateria. Bateria nu se poate scoate. Are o capacitate de 4960 mAh, adică e mai mare decât al tabletelor apropiate ca preț și performanță, adică aia de la Google Nexus 7, care are 4325 și Asus PhonePad-ul 4270. Chiar iPad-ul mini 4490. Sigur, o să-mi spuneți că nu capacitatea brută e totul. Așa ne-a învățat ea de la Apple, că depinde și cum utilizezi resursele pe care le ai la dispoziție. Nu am avut posibilitatea să fac niște teste comparative directe, așa că nu mă pot pronunța cu privire la care ține mai mult tabletica în viață. Ce vă pot spune este că sunt mulțumit de durata bateriei. Într-o utilizare normală, cu stat mai mult în browsing, cu ceva Facebook, e-mail, YouTube, știți voi, citit, poze, filmări și un pic de joacă, cu Wi-Fi-ul pornit în permanență, m-am ținut cam 10 ore. Cel mai mult, culmea, mi s-a consumat la transferul către Dropbox. Mi s-a părut că operația aia sub chiar mai mult decât asfaltul 7. Era vorba de mai multe filme, de câteva sute de mega fiecare. Și același lucru l-am constatat, de fapt, și în paralel cu un smartphone. Și ăla, săracul, a rămas imediat fără baterie. Imediat a început să piuie după alimentator. Încărcarea corectă a durat cam 4 ore în standby. Nu știu cât timp se încarcă fiind oprită total. Hai să zicem și despre motorașul tabletei, în ghilimelele le-ați văzut, da? Procesorul care o pune în mișcare e un procesor quad-core produs de Mediatek, o companie ce a intrat puternic pe piața tabletelor, mai ales astora de buget redus. Lenovo, printre alții, este un producător care are relație foarte bună cu ei. Deși MTK8125T, ăsta este procesorul care se află înăuntru, nu e un procesor scump, el furnizează destul mușchi pentru Iconia. Astfel că ea operează fluent sub Android-ul ăsta ultim, care e softul, e 422-ul. Chipul este în tehnologia Cortex A7, are 4 nuclee tactate la 1,2 GHz. De partea grafică se ocupă procesorul grafic PowerVGA SGX544. Ăsta e numele lui.
Și să știți că o face bine. Un video în 1080p se vede la fel de bine ca pe Nexus sau pe un iPad mini. Nici o diferență nu veți sesiza. Calitatea imaginii este la fel de bună, e curată, e clară, e perfect. Singura diferență este că datorită formatului de 4x3, atunci când rulezi un video în format nativ 6x9, o să vezi că obții niște benzi negre sus, în partea de sus și jos a imagine. Haideți să vedem un filmuleț din ăsta, pe unde îl găsim. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Cred că e mai ușor așa. Iată cele două benzi care ocupă destul de mult din ecran. Este clar, pe un format 6x9 senzația e mai plăcută. Însă în rest rulează perfect, absolut perfect. Bine, voi nu o să vedeți acum foarte clar din cauza camerei mele video, dar luați-o subtitlu de încredere. Se vede perfect. Bun, hai să revenim. Pe de altă parte, există și un avantaj la formatul ăsta. Atunci când te uiți la un post TV care nu emite HD sau la un filmuleț tras în definiție standard și formatul P3, o să vedeți că se potrivește mai bine cu ecranul. Deci, plusuri și minusuri. În jocuri se comportă excelent. Sigur, nu am testat foarte multe, dar ce am jucat a rulat fără hopuri, fără goluri, fără nimic. Și Riptide-ul și Asfaltul 7 rulează perfect. Uite, Asfaltul 7, să-i dăm drumul un pic. Durează un piculeț până îl încarcă. Nu prea știu eu. Comenzile, îmi cer scuze pentru asta. A, vedeți, jocul s-a încărcat foarte repede. Chiar nu o să găsiți vreo diferență față de Nexus, de exemplu, cel puțin la acest joc. Rulează la fel de bine. Procesorul pe care îl are este suficient pentru jocurile astea obișnuite. Hai să trecem peste prezentare. Să nu râdeți de mine, fac special așa manevrele astea pe șosea ca să vedeți că el rulează fluid, fără nicio problemă. Cred că este suficient, v-ați convins că nu există probleme în ele. În ceea ce privește software-ul, el rulează
ultima versiune de Android și anume 4.2.2 Jelly Bean-ul. Producătorul a ales să nu pună vreo căciulă proprie peste sistemul de operare, astfel că o să întâlnim un Android curat foarte aproape de cel de stoc. Bine, eu acum mi-am pus deja tot felul de programele aici. Și Acer-ul ne pune câteva programe, ne preinstalează câteva programe, dar nu avem vreo temă din asta personalizată, cum fac foarte mult. Și asta e bine. Lasă-mă, domne, să mi-l fac eu cum vreau eu. Avem câteva aplicații proprii ale producătorului. Poate cea mai interesantă este Touch Wake Up. Despre ce e vorba? E o aplicație care își face simțită prezența atunci când vreți ca imediat după ce ați trecut tableta din starea de sleep la cea activă să fie lansată și o aplicație. Și asta se face în două feluri. Atingând ecranul cu două sau cu cinci degete. Când îl atingem cu două degete, iată. Așa se lansează camera foto. Asta numai în modul portret va fi lansată. Atunci când o atingem cu 5 degete, e deja mai spectaculos, iată, avem chiar posibilitatea să alegem ce aplicație vrem să fie lansată în mod automat. Mai mult de atât, puteți să alegeți la unul din browserele de internet care sunt instalate pe tabletă și ce pagină, ce adresă de internet să-mi acceseze. Iată, eu l-am presetat pe CNN. Este simpatică chestia asta și poate fi chiar folositoare. Dacă nu vreți să apelați la ele, nu e nicio problemă. Implicit, ele nu sunt activate. Se activează din secțiunea de setări. Iată, aici avem setarea. Pentru cele două, pentru 5 degete și pentru 2 degete. Și de aici toate programele, tot ce vreți să le conectați la sistemul ăsta cu 5 degete, le aveți la dispoziție pe toate. A doua aplicație proprie se numește Acer Live Image. Recunosc, nu am folosit-o până acum. Ea vă permite să vă creați un fel de cai de amintiri prin adăugarea de fotografii, filmulețe și diferite comentarii. E o prezentare de tip grilă. Sper să vedeți și voi cât de cât. Și puteți să variați și să schimbați și ordinea și dimensiunile pozelor respective. Fotografiile pot să fie făcute chiar atunci. Iată, aveți aici pictograma pentru camera foto și pentru film. Sau puteți să le importați de pe card. La fel, față, nu știu, o să o folosiți sau nu o să o folosiți, decideți singuri, dar ea există. Acer ne mai pune la dispoziție și propriul sistem de cloud. La fel, e un lucru bun. Chiar dacă avem atâția furnizori de servicii cloud, unul în plus nu cred că strică. Hai să vorbim despre cameră puțin. Camera frontală de 0,3 megapixel, evident, este pentru apeluri video. Cu ea puteți să faceți și poze, să și filmați. Însă, sigur, nu ăsta e rolul unei camere plasate către dumneavoastră. E bine că există o astfel de cameră, însă păcat e că nu putem să vorbim de o calitate ceva mai bună a imaginilor furnizate. Dacă în lumină suficientă e acceptabilă, situația se schimbă dramatic atunci când lumina este redusă. Imaginile devin pixelate cu o mulțime de aberații cromatice, purici, din ăștia divers colorați, se fac să se piardă în mare parte trăsăturile feței, așa, ca după o perdea colorată și întunecată. Camera din spate are 5 megapixeli, 2560x1920 de pixeli. Din fericire, asta se achită mai bine de sarcini, fotografiile rezultate fiind destul de reușite.
Atenție, însă, nu cădeți în capcana să comparați fotografiile făcute cu un DSLR sau cu o cameră dedicată, fie ea și compactă, căci o să fiți total dezamăgiți dacă faceți chestia asta. Iată, cam așa se vede. Cum spuneam, nu trebuie să faceți comparație cu sistemele dedicate foto. Totuși o tabletă ce costă chiar mai puțin decât un telefon de generație recentă. Prin urmare, nu putem să ne așteptăm la minuni. Probabil camera de pe smartphone, o să vedeți că e mai bună. Camera asta e o cameră ce vă dă posibilitatea să imortalizați niște amintiri de vacanță, eventual să le puneți pe Acer Life Image. Ele arată bine pe tabletă. Dacă însă le veți privi la un monitor mai mare, o să vedeți că nu se remarcă deloc printr-o claritate și o calitate pe care o așteptați poate când auziți de 5 megapixeli. Vorba aia, sticla bate pixelul. Cel mai neplăcut pentru mine a fost să constat că nu poți lucra deloc cu focusul. El e fix, e un fel de cameră jucărie din aia pentru copii. O sticlă, chioară. Poți modifica prin atingere doar zona care se ia în calcul pentru stabilirea expunerii, dar focalizarea e bătută în cuie. Mai poți modifica puțin zoom-ul, dar evident că vorbim de un zoom digital, deci mai bine o lași baltă. Nici de fotografii macro nu putem să discutăm, că distanța minimă de focalizare e de circa un metru. Ce macro mai e ăla? Oricum, față de camera din față, asta din spate se descurcă sensibil mai bine și chiar și în lumină mai scăzută. Tot prin camera asta din spate puteți să înregistrați filme în 1080p, în Full HD, 1920x1080 de pixel. E ok, calitatea lor e mai bună decât aș fi crezut, mai ales după ce am văzut fotografiile. Am făcut câteva înregistrări din asta video, am să le pun în continuarea materialului, dar nu uitați, vorbim de o tabletă nu foarte scumpă. Una peste alta e o tabletă la un preț rezonabil, caracter cu o calitate, preț, un raport din ăsta bun, foarte bun chiar. Ea rulează bine. Uite, am să încerc eu acum să intrăm într-un browser. Iată, în ăsta de la CNN. Vedeți, are o groază de fotografii. Merge șnur. Este minunată pentru browsing. La fel, pentru citit, iată, imediat încarcă. Semnalul Wi-Fi este foarte bun. Wi-Fi este foarte sensibil. Deci, hai să ne apropiem de final. Ca părți de remarcat, păi aș reține în primul rând formatul ăsta de 4x3. Îmi place la nebunie. Apoi, faptul că este bine dotată, cu posibilitatea de extindere a spațiului prin card micro USB, cu ieșirea micro HDMI. Rezoluția ecranului este acceptabilă. Acum nu o să vedeți nimic, e camera asta proastă pe care o am eu. Tehnologia IPS, procesorul quad-core, ăsta îi dă forța aia de a rula foarte bine aplicațiile și să faci navigarea pe net bine, în condiții optime. Ai două camere, chiar dacă nu sunt ele deosebite, ele există. Și nu în ultimul rând, încă o dată, un Wi-Fi foarte sensibil, un GPS excepțional și o baterie care rulează mult. Ce nu mi-a plăcut? Faptul că Acer-ul nu a implementat USB-ul ca port pentru dispozitiv de stocare și nu mă pot conecta cu tableta la tunelul auto prin USB. Trebuie să o fac doar prin Bluetooth. De asemenea, ar fi fost grozav să avem o cameră foto ceva mai performantă, mai ales asta din față. Și cel mai rău lucru, cred că este suportul tehnic de la Acer, care pentru România cel puțin e un adevărat coșmar. Nu vă doresc să încercați să vă lămuriți asupra unor probleme.
apelând la link-urile oferite de Acer pe site. O să ajungeți prin Germania, trecând prin Marea Britanie. Credeți-mă, e extrem de neplăcut. Una peste alta, sunt foarte mulțumit de tableta asta. Răspunde perfect nevoilor mele și cred că își merită toți banii. Nu am regretat nicio secundă achiziția făcută și în acest moment, după aproape 2 săptămâni de utilizare, sunt din ce în ce mai convins că pentru mine a fost cea mai bună alegere. Sigur, aprecierile sunt subiective. Eu v-am spus care au fost criteriile pe care le-am avut eu în vedere atunci când am făcut alegerea. V-am trecut în revistă și alea bune și alea mai puțin bune. În cazul în care sunteți dispus să investiți o sumă mai mare, da, un iPad mini cu 4G e altceva. Dar dacă nu, absolut, fără nicio discuție, vă puteți baza pe verișorul ăsta mai sărac, dar tare, tare harnic, Acer Iconia 1810.